Situație greu de înțeles la Casa de Cultură din Pașcani. Consiliul de administrație al instituției funcționează ilegal de peste 11 ani de zile, iar un consilier local a solicitat desființarea lui. Subiectul a fost discutat în ultima ședință a legislativului local de anul trecut. Consilierul Leonard Ursu a atras atenția că la astfel de instituții de cultură nu ar trebui să fie consilii de administrație cu membri numiți politic, ci consilii consultative cu oameni de cultură care să își desfășoare activitatea pe bază de voluntariat. În ceea ce privește Casa de Cultură, am discutat problema în Consiliul de Administrație și o să ridic și în fața Consiliului Local asupra legalității de existență a acestei structuri, și anume Consiliul de Administrație la Casa de Cultură. Legislația care stă la baza funcționării Casei de Cultură, cred că ordinul 2183 și la fel 118, UG 118-2006 prevede că la Casa de Cultură nu există Consiliul de Administrație, ci Consiliul Consultativ format din director și, bineînțeles, reprezentanții instituției. De asemenea, dacă se crea un Consiliu de Administrație, este prevăzut doar în situația unui centru cultural. Ori Casa de Cultură e Casa de Cultură și nu e centru cultural. Dacă s-ar modifica, atunci ar putea crea la această structură de Consiliu Administrativ, dar niciodată Consiliul de Administrație. Pentru clarificarea situației, directorul Casei de Cultură din Pașcani a înaintat o adresă primăriei Pașcani. Consilierul Ursu a explicat că în momentul de față, Consiliul de Administrație, din care face parte, nu are nicio bază legală de funcționare și nu pot fi luate decizii care să fie obligatorii pentru salariații instituției. Urmare de consecință, am cerut doamnei directorul Casei de Cultură să fac o adresă către secretarul municipiului Pașcani pentru a clarifica această situație. Dacă situația nu se clarifică, la următorul termen sau convocare al Consiliului de Administrație, o să-mi înaintez demisia. Pentru că nu văd de ce să fac parte dintr-o structură care nu există. Mai mult decât atât, în regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Cultură nu sunt prevăzute drepturi și obligații, nici relații de subordonare a angajaților față de acest Consiliu de Administrație. Deci, ca și organ deliberativ, nu-i văd rostul, pentru că noi suntem organ deliberativ cu Consiliul Local și există comisii de specialitate. Deci ne dăm cu stângul dreptul la Casa de Cultură și trebuie reglementată situația. Deci nu e un punct de vedere, pur și simplu nu există această chestiune. Iar 129 din OG 57 nu ne dă voie să inventăm noi. Atâta timp cât este prevăzută în lege, trebuie să respectăm legea, nu să inventăm noi structuri pentru a introduce politicul în activitate culturală. De cealaltă parte, consiliera Petronica Constantinescu, un alt membru din conducerea instituției, spune că din 2012 Consiliul de Administrație funcționează pe baza unui regulament aprobat la acea vreme, printr-o hotărâre a Consiliului Local care ar trebui actualizată. Eu fac parte din Consiliul de acest Consiliu de Administrație și din ce am văzut din documentele prezentate de doamna director, există o hotărâre de Consiliul Local, 136, cred că, din 2012, prin care s-a înființat acest Consiliu de Administrație. În prezent, noi funcționăm sub auspiciul acestei hotărâri de Consiliul Local. Ce a stat la baza hotărârii de Consiliul Local, acolo rămâne de discutat și rămâne de verificat. Dacă deocamdată, din anul 2012, sub interiorul acestei hotărâri de Consiliul Local, funcționează în legătură cu Consiliul Local. Problema ar urma să fie clarificată de juriștii primăriei. Menționăm că din Consiliul de Administrație al Casei de Cultură fac parte consilierii locali Leonard Ursu, Petronica Constantinescu și Monica Pleșcan, directoarea instituției Daniela Calistru și profesoara de muzică Mihaela Ungureanu. Dacă CA-ul va fi dizolvat, va fi înlocuit cu un consiliu consultativ, din care ar urma să facă parte de la 7 până la 15 membri, care își desfășoară activitatea pe bază de voluntariat, din rândul personalităților culturale și științifice reprezentative, desemnați de directorul instituției cu avizul autorității tutelare.